că este în dezbatere acum și chiar dumneavoastră, doamna Mihaela Dan, ați mințit public făcând anumite afirmații în ceea ce mă privește, vă spun așa. Eu nu am participat niciodată la vreo pretecere pe vreun ponton, așa cum în mod fals dumneavoastră ați afirmat. Eu nu m-am veselit cu nicio formație pe niciun ponton. Nu am consumat băuturi pentru că toată lumea știe că eu nu consum alcool. Și nu am fost pe niciun ponton să consum alcool. Și nu am fost niciodată cu membrii trupei Azur la vreo petrecere pe vreun ponton în municipiul Brăila, așa cum în mod fals ați afirmat. Și am să vă solicit să retractați toate aceste minciuni, pentru că nu vă sunt, din punctul meu de vedere, onorabile și mass media are rolul de informare a opiniei publice, așa cum o face aproape de fiecare dată, fără a posta chestiuni care sunt false în ceea ce mă privește. Niciodată nu am solicitat unei formații ce să cânte sau să facă anumite melodii, dar nici nu am fost la petreceri pe pontoane, așa cum în mod fals ați afirmat în articolul pe care dumneavoastră le-a scris. Aștept să retractați în totalitate acele lucruri, pentru că nu este etic pentru un ziarist să lanseze acuzații despre oameni politici fără ca acestea să fie adevărate și am întreaga responsabilitate a afirmațiilor mele. Nu particip la petreceri cu lăutari pe pontoane, așa cum se duc alții prin discoteci să le cânte la ureche lăutarii. Nu merg să mă prim la pod cu niciun ponton și nu am fost niciodată cu vreun ponton în vizită cu formații artistice la pod și nici nu se confirmă lucrurile false pe care le-ați afirmat despre mine în acel articol și aștept încă o dată să retractați, să recunoașteți că ori sursa dumneavoastră a fost una mincinoasă, ori pur și simplu ați inventat acele lucruri.